emoționant toamna, dacă vremea rece ne prinde nepregătiți, așa cum mi s-a întâmplat mie, putem avea parte de surprize neplăcute, precum bronșita. Dar pentru că uneori ne este greu să facem diferența între răceală, pneumonie și bronșită, am invitat-o alături de noi pe Carmen Pavelescu, medic, medicină generală. Bine ai venit, Carmen! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cu mare, mare drag! Și bine te-am regăsit în platou! Da, cu obrăjorii roșii, semn de sănătate. Ce este bronșita? Să o luăm așa din capul locului. O luăm cu definiția pe scurt și o să spunem că bronșita este o infecție a căilor respiratorii principale, a bronhilor, care provoacă o iritație și o inflamație a peretelui bronșic. Toate acestea se întâmplă mai frecvent în anotimpul rece, pentru că este o afecțiune sezonieră, așa cum spuneai, și evident, odată ce vine toamna, iarna, primăvara, această afecțiune este frecventă la copii, mai ales, și evident și la persoanele adulte. Dar care sunt primele semne ale ei? Ca să pot să descriu puțin semnele, aș vrea să mai spun câteva particularități legate de peretele bronșic și faptul că după ce trahea se bifurcă în cele două bronhii principale, acolo este locul în care apare această inflamație de care vorbeam și faptul că bronhile secretă un mucus, mucus care în mod normal există acolo în perete pentru a capta particulele de praf, alergenii, și atunci este un mecanism de apărare al organismului. În condițiile în care apare această infecție, deci când este diagnosticul de bronșită, acest mucus se secretă în cantități foarte mari. Și el duce la apariția tusei, pentru că tocmai ce vorbeai de simptome și cum se manifestă bronșita, o să spunem de tuse. Ea este principala caracteristică a acestei afecțiuni și când auzim un copil cu o respirație șuierătoare, o respirație zgomotoasă, deja medicul știe că este un diagnostic tipic de bronșită și trebuie luat în calcul acest aspect. Pentru că de multe ori mamele vin cu copiii și spun a vărsat. Se întâmplă ca uneori această tuse, pentru că, așa-i? Da, fiind un pic mai de consistență, mai vâscoasă, o să-i provoace unui copil de multe ori vărsătura. Și atunci părintele o să vină cu un copil în brațe și o să spună a vărsat. Nu că tușește, știți? Și atunci de multe ori copilul începe să fie tratat acasă cu medicație pentru patologie digestivă, trecem pe lângă o patologie respiratorie, lucrurile încep să se complice și copilul acela vine într-o fază în care deja nu mai vorbim de bronșită, ci vorbim de complicațiile bronșite. Deci particularitatea bronșitei este dată de, de această tuse? Tuse, care va fi însoțită, aici depinde de caz, vorbim de coriză, celebrul nas înfundat până la urmă, care deranjează, vine cu o obstrucție suplimentară pe tot ce vorbeam de hipersecreția de mucus în bronhile principale, da, în căile respiratorii principale, în bronhii, și atunci tot acest edem al mucoasei nazale, poate să fie un gât roșu și atunci vorbim de hiperemia faringiană. Vorbim de febră, nu este întotdeauna constantă și nu foarte mare. Vorbim și de alte afectări oculare, ale urechii. Deci patologia poate fi sfera aceasta orele, dar cum spuneam, prezentă și cea mai importantă este tusea cu aceste manifestări care pot exista mai mult sau mai puțin. Dar înțeleg că lucrurile se pot complica. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem la medic? Fiind o patologie respiratorie, vom vedea un copil care se chinuie să respire. El face un efort suplimentar pentru a trage aer. Pentru că nu-i ajunge aerul, o să-și crească frecvența respirațiilor. Și atunci o să vedem un copil care ventilează mult mai frecvent decât o făcea în starea lui normală, când era sănătos acasă. Pe lângă această frecvență... Am putea spune un număr de respirații pe un minut, de peste exemplu? 20, peste 20. 20-30 de respirații pe minut. Okay. Acum depinde de vârsta copilului, că pot fi 30-40 la un copil foarte mic, dar trebuie totul ajustat în funcție de vârsta copilului și de stadiul în care se află el al bolii. Și atunci frecvența respiratorie crescută, poate să apară o frecvență cardiacă crescută, pentru că deja acel copil începe să dea semne accentuate către complicații, așa cum spuneai și tu. Și atunci lucrurile acestea, odată observate, apare cianoza, pentru că acest copil nu o să aibă suficient oxigen. Odată ce apare cianoza, copilul trebuie dus imediat la spital. Bun. Este posibilitatea de măsurare a saturației în oxigen și atunci pulsoximetrul, dacă există la îndemână, odată ce scade sub 92% concentrația, deci prezentați-vă cu copilul la doctor pentru că trebuie văzut într-un serviciu spitalicesc, de urgență. Și atunci toate aceste manevre trebuie luate la un copil cu astfel de simptomatologie. Deci toate țin de patologia respiratorie,
cianoză, polipnee, da? Creșterea frecvenței respiratorii, creșterea frecvenței cardiace, inapetența. Copilul o să refuze mâncarea, nu că nu e foame, ci evident pentru că are toate aceste obstrucții și el nu poate respira, el nu poate înghiți, dacă are nasul blocat și toată această coriză duce la inflamarea mucoasei nazale, copilul nu se va putea alimenta. Și atunci, odată ce vedem că mai mult de 60% din alimentația lui zilnică nu mai există, atunci copilul acela asociat cu semnele respiratorii trebuie dus la spital. Am înțeles. Există mai multe tipuri de bronșită? Da, avem clasificarea bronșitei în cea acută, cea care se manifestă pe prima, când apare infecția clasică, cu toate simptomatologia și manifestările de care am vorbit. Să spunem că suntem în stadiul acesta. Putem face ceva acasă? Putem trata copilul acasă astfel încât lucrurile să nu... Să da, meargă într-o direcție greșită? Da, se poate trata copilul în condițiile în care el nu manifestă aceste tulburări respiratorii, această sete de aer, în condițiile în care febra nu începe să crească, dacă temperatura corpului acestui copil în termen de 3 zile va fi crescută peste 38-38,5, copilul trebuie dus la spital. Deci păstrăm regula de 3 zile de febră. Da, 3 zile de febră fără, cu medicație simptomatică, evident, deci cu antipiretice care nu cedează, trebuie dus copilul la doctor, pentru că apar deja complicațiile către pneumonie și e cazul să aducem în discuție acest termen, pentru că ea este una din complicațiile bronșitei și atunci când vedem copilul cu această accentuare a manifestelor respiratorii, polipnea, febra, da, durerea, copilul încercând să facă acest efort de a respira, el își folosește foarte mult musculatura accesorie respiratorie și o să apară durere, o să apară junct toracic, evident că un copil nu o să știe să spună, dar îl vedem când face tot acest efort de respirație suplimentară. Acesta va duce și la junghiul toracic și la durere. Dar putem merge pe varianta aceea bobească de a pune urechea, să vedem, există un sunet specific atunci când se ajunge la pneumonie? Evident că sunt acele raluri pe care medicul le ascultă atunci când copilul se prezintă la spital. Când apar deja aceste raluri, vorbim de complicație și vorbim de pneumonie. Și atunci e bine să se meargă cu copilul la spital pentru a fi îndrumat și tratat corespunzător, pentru că de foarte multe ori când părinții încep să audă aceste manifestări zgomotoase, da, și e posibil să se dea un tratament empiric, să găsim un antibiotic oricare ar fi la îndemână, copilul să înceapă să fie tratat cu un antibiotic care poate nu este cel din antibiograma respectivă, deci urmarea complicației bacteriene, va trebui să facem niște culturi și să tratăm copilul cu un antibiotic țintit pentru a-i rezolva această problemă respiratorie severă, care poate duce în 20% copilul poate suferi de apnee. Deci lucrurile acestea cu tulburările respiratorii severe la copii, copilul se poate deteriora acasă în foarte scurt timp. Și nu este în regulă să fie ținut pe tratament și să așteptăm să se îmbunătățească starea. E foarte bine să știm lucrurile acestea și să facem diferența clară între o simplă răceală, bronșită, de pneumonie, nici nu se mai pune problema. Corect, dacă ar fi să zicem că diferența între o între o bronșită și o răceală simplă, putem să o spunem că e de tratat. Pentru că o răceală simplă, așa cum cu toții am traversat un episod de genul acesta, se poate desfășura în continuare cu activitățile de rutină pe care noi le avem, fără să ne întrerupă, da, activitățile zilnice. Deci faptul că o ducem pe picioare, avem o rinore abundentă, o să venim cu un tratament de congestionat nazal, o să luăm niște pastile antiinflamatorii. Deci tratament simptomatic. Deci tratament simptomatic care o să vină să ne îmbunătățească această stare, care, repet, nu ne scoate din colectivitate și atunci noi o ducem practic pe picioare și este o răceală care nu va complica starea copilului. Și atunci diferența între bronșită și faptul că acel copil are o răceală simplă vine undeva la limita hidratăm copilul respectiv și atunci hidratarea vine și prin ajutarea acelui exces de mucus de a fi fluidificat și eliminat astfel. Da. Deci undeva este comun acest tratament cu hidratare și în răceală și în bronșită și va veni cu un beneficiu, așa cum spuneam, și decongestionantele și antiinflamatoriile respective fără terapie antibiotică, nu începem tratamentul bronșitei cu până antibiotic când vede un medic. Până când nu primim o antibiogramă și cu toate interpretările respective. Să nu uităm de diferența între o bronșită și o pneumonie. Pentru că dacă sărim puțin și etapa de la bronșită către pneumonie este una severă, care poate veni să complice, așa cum spuneam, până la cianoză, până la apnee. Complicațiile respiratorii pot fi severe la un copil, care poate, dacă este și prematur, poate dacă mai are niște afecțiuni respiratorii preexistente sau afecțiuni cardiovasculare preexistente. Lucrurile chiar se pot agrava. Exact, și complicațiile pot fi dintre cele mai severe. Mulțumim foarte mult, Carmen Pavelescu. Cu mult drag, sănătate! Vine sezonul rece și tot ce mă
mă rog, nu este să n-aibă copiii nimic, dar să aibă doar simple răceli. Știi că ajungi să-ți dorești rău cel mai puțin rău. Cu siguranță, da. Să putem să-i tratăm acasă, da. Și doar în situațiile severe să putem ajunge cu ei la spital în actualul context, da. COVID. Așa este. Mulțumim. Sănătate foarte tuturor. Mult. Mulțumim.